genul programului Talk Show. Bună ziua și bine v-am regăsit la Tu ai cuvântul. O nouă săptămână, noi probleme la capitolul asociații de proprietari, așadar astăzi vom discuta din nou despre problemele cu care se confruntă, cred că fiecare dintre noi la un moment dat. Invitatul meu de astăzi este domnul Leonida Căzănaru, secretarul Uniunii Asociațiilor de Proprietari DEVA. Bună ziua, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Și dumneavoastră, telespectatorii, puteți intra în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0354-738-888. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Cum spuneam, probleme cu care toți ne-am confruntat, toate, ne confruntăm sau ne vom confrunta. Noi toate, da. Exact, exact. În această perioadă, ce alte, nu știu, ce evenimente sau câți hunedoreni au venit la dumneavoastră pentru... Sunt multe cazuri de care, o dacă să ne avem spuneți, timp... să avem și un prim telefon. Sigur, da. Alo, bună Alo. Seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună ziua, numele meu este Liliana și sunt aciubăniță Liliana și sunt din Hunedoara. Vă ascultăm. Aș vrea să reclam niște furturi din Asociația 22. Am făcut plângere și la parchet și la poliție, toți locatarii. Văd că nu ni se dau banii înapoi, Asociația 22 din Hunedoara. Am făcut plângere și la primărie, doamna este angajată a primăriei de la Asociația 22. Și nu ni se dau banii înapoi și nici nu răspund pentru furturile care le fac. La ce furturi vă referiți mai exact? Care... Furturi în asociație, de exemplu, în loc de 7 metri cub de apă, mi se trec 12 lunar, din luna iunie în continuu. Ați fost la cei de la asociație, v-au dat vreo explicație pentru aceste... diferențe destul de mari, totuși, de la 7 la 12. Haideți să-i lunar, vă dați seama. Haideți să răspundem. Nu mi s-a spus că toți pentru unul și unul pentru toți sunt romi care au datorii. Eu nu plătesc pentru romi sau pentru cei care nu au apomete în casă. Dumneavoastră sunteți la zi, nu? Cu toate taxele. Da, 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 dacă am făcut plângere la poliție, am dat și copii după citante de... Doamna Ciobăniței, da. Problema este simplă. În primul rând, ar trebui ca toți proprietarii din apartamente sau chiriași sau locatari, cum vreți să le spuneți, deși legea spune că la această oră trebuie să fie doar proprietar. Probabil că sunt chiriași ai primăriei. Toți trebuie să aibă contoare de apă rece în apartamente. Una la mână. A doua. Este foarte bine ca la sfârșitul lunii, în ziua în care Apa Prod Hunedoara citește contoarele de scară, deci contoarele montate la intrarea în scară, în aceeași zi, fiecare proprietar sau locatar sau chiriaș trebuie să citească propriul contor. Iar dacă nu-l are, îi se atribuie consumul paușal. Administratorul trebuie să știe treaba asta și trebuie să aplice legea corect. Acum trebuie să țineți minte un lucru. Între contorul general de scară și suma contoarelor din apartamente, niciodată nu există egalitate. Motivele sunt mai multe, printre care primul, cel mai important, este diferența de clasă de precizie între aceste două categorii de apometri. Urmează în ordine citirea inexactă de către proprietar sau consumator, și apoi urmează ora de citire, pentru că cu fiecare zi întârziere consumul, a 30-a parte din consum se adaugă la diferență și așa mai departe, se pot găsi mai multe motive care fundamentează această diferență care se continuă lună de lună. Administratorul, da, atenție, administratorul... Alo, mă scuzați că vă întrerup, domnul. Da. Alo? Da, vă ascult. Am făcut controle, deci eu sunt și președintă de bloc, cum ar veni. Am făcut controle la fiecare apartament în parte. Să am verificat absolut tot. Am sunat la Apa Pro la domnul Păcurar. Da, 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 continuați. Deci, ceva nu este regulă. Eu știu că un furt se plătește. Haideți să ne înțelegem cine a furat, pentru că este o diferență care se constată lună de lună în toate asociațiile din toată țara între suma contoarelor din apartamente și contorul general de scară. Faptul că administratorul
este obligat să plătească factura care se are la bază contorul general, nu se poate numi furt, pentru că acea factură trebuie plătită. Problema este ca administratorul să împartă bine și corect diferența între apartamente. Și adunarea generală poate hotărâ cu proximă ocazie și dacă faceți, mai ales dacă sunteți președinte, puteți să faceți treaba asta printr-un referendum sau printr-un tabel nominal și eu vă invit la sediul nostru de la Deva, strada Cuza Vodă, punctul termic 26B, ca să vă arăt să vă arăt concret, nu, dar e valabil și pentru ceilalți care ascultă. Există o declarație pe proprie răspundere care semnează fiecare proprietar și semnează acolo, dă indexul citit de el în ziua respectivă și acesta este un act juridic. Bine. Administratorul are datoria să verifice la 3 luni, la 2 luni sau când are vreme corectitudinea înregistrărilor proprii. Dar poate stabili adunarea generală și un criteriu de împărțire a diferenței. Sunt proprietari cu singuri, cu trei persoane. Vă scuzați că vă întrerup. Da. Dar dacă eu mi-am pus apometre în casă, da, și dacă văd că nu sunt țeli sparte, nu sunt pierderi, și totuși dânsa ne pune de la 7 metri la 12 metri cu vi se pare în regulă? Păi stați un pic, cine o verifică? Cine a semnat actele? Nu dumneavoastră ca președintă? Nu, nu. Dar cine? Nu, pentru că mai este un președinte de asociație. Deci eu sunt un nimeni, un nimic. Păi a spus că sunt președinte asociației. Sunt doi președinți. Nu asociației. Dar cui? De pe scară. A, sunteți președinte de scară sau responsabil de scară. Foarte bine. Dar sunteți membru în comitet cumva? Da, sunt. Păi atunci trebuie să întrebați președintele și administratorul, arătați-mi, vă rog, grila după care s-a repartizat diferența. Și la care președintele care semnează lista de cheltuieli trebuie să răspundă. De asemenea, domnule, există... de la parchet mi s-a spus că este furt. Deși cei de la parchet doar au dacă... spus acest lucru... Stați o clipă, doamnă. Dacă adunați pe coloane consumurile raportate de toți proprietarii și consumul total facturat, nu poate să fie furt, pentru că consumul total trebuie să coincidă cu factura. Iar corectitudinea... Nu, domnul, nu m-ați înțeles. Nu mi se pare corect să plătesc ce nu am consumat. Corect. Păi corect, doamne, dar... Bine, vă mulțumesc frumos și o să vă contactez. Bun, aveți luați telefonul meu dacă vă trebuie și să... Și dacă cei de la parchet au sesizat și au dat seama că acolo a fost vorba de furt. Furtul înseamnă că s-a încasat de la oameni mai mult decât era în factură. Atunci, într-adevăr, este furt. Mă gândesc dar că asta, de asta răspunde, de asta răspunde președintele și comitetul, răspunde cenzorul și, bineînțeles, primul care scrie este administratorul. El n-are voie să încarce pe listele de cheltuieli mai mult decât scrie în factură. Într-adevăr, atunci este furt. Păi, probabil acest lucru s-a întâmplat acolo spus, din moment ce... Trebuie spus clar. Deci dacă s-a repartizat în listele de cheltuieli lună de lună, atunci chiar este furt. Și să știți că nu e o noutate, pentru că sunt foarte mulți administratori care fac treaba asta. Și din păcate tot oamenii locatari au oamenii de tras plătesc, și pentru plătesc. Că unii sunt așa de lehamite, de indiferenți, trec pe lângă listă, nu interesează. Doar cenzurul are dreptul să verifice, președintele mai abitir și doamna care e în comitet la fel. Mai avem un telefon. Da. Alo, bună seara! Bună seara, fenomenal! Vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara și domnul invitat. Bună seara! Cum crede dânsul când pe o scară de 6 apartamente locuibile, 2, apometru montat la scară, deci apometru de la intrarea în scară, consumul pe apometru de la scară, deci o scară intră în scara respectivă, nu bate cu apometrele citite din apartamente. Locuibile fiind 2 apartamente efectiv, deci nu poate să fure nimeni. Și ce se întâmplă? Care e diferența? De unde apare diferența de apometre? Da. Dacă ce întâmplă? Explicația de la asociație mi s-a dat că e ordinul de mărime și cu apa, produs și la. Și cum vedeți dumneavoastră rezolvarea problemei? Aș vrea să vă întreb dacă ați ascultat precedenta intervenției telefonică, doamne. Nu, am ascultat-o că mai înainte am intrat. Am înțeles. Atunci trebuie să repet eu. Deci, domnul meu,
Fiecare asociație își poate stabili un regulament de împărțire a diferențelor între contorul general de scară și suma contoarelor din apartamente. Se pot stabili criterii după care să se facă această repartizare. Odată ar fi numărul de persoane, odată ar fi ora citirii, trebuie impusă o zi, în ziua în care citește Apapro, Deva sau Hunedoara, în aceeași zi să se citească și de către scara respectivă. Pentru că diferențe de o zi, două, se adaugă, în plus sau în minus, și nu-i bine. Da, și se adună. Așa. După aceea, am spus în precedenta intervenție, fiecare proprietar, la organizarea de către asociație, poate întocmi o fișă de consum, o fișă prin care se raportează sub semnătură privată consumul înregistrat sau indexul înregistrat pe contoarele proprii. Și aceasta fiind o declarație pe proprie răspundere, este un document juridic și poate fi incriminat cel care raportează fals. Falsul se poate... Se nominalizează atunci și nu e cazul pe total. Păi, bineînțeles. Și... Întrebarea se pune, da. De unde se naște diferența? Păi dați-mi voie să continui raționamentul. Pe scurt, să explic. Diferența poate fi între diferența de clasă de precizie între cele două contoare. Vreau să asta e, atunci să se pună cu apometru de clasă corespunzătoare. Da, dar diferența de preț este importantă și foarte mulți proprietari, noi românii, am alergat după lucruri ieftine care sunt păguboase. Ce propuneți în continuare? Să fim noi plătitori, ceea ce spunea interlocutorul de mai înainte. Dreptate are să plătim ce consumăm, normal. Atunci normal, sigur că da, dar acest consum... Ce se întâmplă? Diferența asta o suportăm tot noi. Categoric, pentru că există trei motive prin care se poate cauza această diferență. Dați-mi voie să vă explic cu răbdare, fără să fiu întrerupt. Spre exemplu, noi am stabilit la nivelul Uniunii și mai ales la asociația care eu sunt președinte un criteriu foarte clar. 30% diferență trebuie să suporte toți proprietarii din scara respectivă pentru că s-ar putea, atenție, s-ar putea ca în conducta din stradă până în interiorul condominiului să fie o fisură neînsemnată, dar prin care să scurge zilnic și în orice secundă o cantitate mică de apă. Nu-i vinovat nimeni, este vinovată vechimea conductei și ineficiența conducerii care n-a sacrificat niște bani să schimbe această conductă. După 20 de ani trebuia schimbată oricum. Al doilea motiv sau al doilea criteriu important este numărul de persoane, pentru că oamenii beau apa, nu zidurile. Și în sfârșit, un al treilea criteriu foarte important... Da, dar de ce să plătească oamenii apa care o beau zidurile? Păi nu beau zidurile, oamenii o beau. Aia am spus că persoanele contează, nu zidurile, că nu beau de zidurile apa. E apa care se scurge prin fisura unei conducte. Păi aia era 30% din diferență. Oricum, aia o plătim tot noi. Toți, exact. Așa. 30% se poate împărți după consum, pentru că cel care consumă mai mult... E logic și normal să plătească o diferență mai mare, iar diferența de 40% după numărul de persoane. Și repet, oamenii beau apa, nu zidurile. Și acesta ar fi un criteriu eficient și corect de repartizare. Și atunci, dacă există perturbații mari, asociația poate hotărî constatarea la fața locului, să se facă o săpătură, să vadă unde este pierderea mare și așa mai departe. Asta controlând lună de lună toate aceste probleme. Ele se pot rezolva. Trebuie doar ca asociația să ia hățurile în mână, să introducă acest formular, fișa de consum și evidența consumului de apă, care este document cu răspundere proprie. Adică pe răspundere proprie, semnătură. Omul semnează și declară indexul contorului de la bucătărie, baie, dacă are și garaj și așa mai departe. Este soluția cea mai corectă. În ce înțelegeți astea, prin corect? Omul plătește cât consumă. Ce înțelegeți prin corect? Când vreau să scrieți 3 metri cu și poate ați consuma 5. Semnați. Nu e adevărat. Semnați, există cazuri de ăștia. Semnați pe biletul care îl puneți în cutie? Atunci asociația care are muncă de teren n-are decât să trimite reprezentant să facă un control inopinat. Și atunci îi putem sancționa pe locatar. Sigur că da, are și această obligație administratorului. Există și persoane care nu au clar ceea ce consumă. Acum, eu vă spun, eu aveam 127 de apartamente, nu le puteam în aceeași zi verifica pe toate, mai ales că erau apartamente cu 6 contoare.
trei de apă caldă, trei de apă rece, erau... Numărul de camere, bun. După numărul de camere, sigur că da. Și atunci rămâne totuși declarația pe proprie răspundere, cea de bază, omul cu corectitudine să declare cinstit consumul. În concluzie, asociația prin reprezentanți aleși de noi, da, asociații de proprietari, să-i punem la treabă să-și facă datoria. Corect. Eu vă invit la sediul Uniunii noastre din strada Cuzavodă, punctul termin 26. Sunt indeplasabil, așa că de-aia v-am prins și v-am abordat. Bine. Cert este că asociația, prin membrii aleși de noi, da, să-i să-și facă datoria mai eficient. Categoric, categoric. Și să nu joace în cărțile apa produsului sau altora care își fac mendrele pe banii noștri. Din păcate se mai întâmplă și mie îmi pare rău că trebuie să spun un adevăr trist. Pentru că se pare că noi români avem o inventivitate extraordinară. Să știți că am descoperit foarte mulți administratori care primesc, să zicem, un exemplu, factura cu 100 de metri cub, că e o cifră rotundă, și încarcă pe listele de cheltuieli comune... Unde poate, unde e liniște, da. Exact, exact. El știe că unde e liniște. El știe că pensionar... Dar vedeți că mai sunt și unii care se sezizează. Păi tocmai de aia. Și eu vă spun că dacă noastre proprietari vă uniți, 20% dintre dumneavoastră au dreptul să organizeze o adunare... A spus o vorbă mare acum... Extraordinară... Să nu monitorizăm emisiunea, a spus o vorbă mare, nu vom fi uniți niciodată. Păi de ce? Dar de ce? Că nu vrem sau nu știm? E poporul român nu mai care știm, a fost probabil întotdeauna cu minte. Atunci se suporte, domnul meu. Păi suportăm, asta e. Da, îmi pare că nu v-ați dat numele. Păi, nu are importanță numele, important are pentru noi, noi facem o statistică a tuturor chestiunilor la care eu am răspuns. Nu sunt doar adunată din Deva. Și nu are importanță, un nume tot aveți și o asociație de proprietari. Oricum, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim și noi. Pe data viitoare, bună seara. O seară bine, plăcută, bine, vă dorim. Probleme multe și telespectatorul nostru. Luați ultimul, următoarea care până îmi intervine un nou telefon, la pentru câta? Pentru că există... Pe încredere se poate merge și nu prea în zilele noastre. Nu. Cum spuneați dumneavoastră, că pe proprie răspundere declară cât au consumat. Da, sigur că da. Știți de ce? Că foarte mulți administratori... Și dumneavoastră ați spus că sunteți administrator președinte. Ești președinte. Și am introdus acest sistem. Și ați făcut verificări în... Sigur. Și de câte ori ați găsit nereguli? Am găsit multe, n-am timp să le povestesc. Și am sancționat rapid. Sancționat rapid. Vedeți, deci nu putem merge, sigur, din păcate, sigur, pe încredere. Spre exemplu, am găsit contoare la care s-au umplat la sigiliu. Și am spus, domnule, ruperea unui sigiliu oficial este infracțiune. Nu vă părăți la poliție, dar de aici încolo, până când... Vedeți, poate și dumneavoastră ați fost mult prea blând, da, cu bine, aceștia. În sfârșit. Vă pun toată diferența, vă încarc dumneavoastră. Mocles. Păi, pentru cred că din moment ce te-am găsit cu sigiliul rupt, e o dovadă de... Și normal, simplu, un meseriaș știe să întoarcă sigiliul, să întoarce contorul... Vă mai zic, haide să nu le mai dăm idei, da, mai avem un să telefon. Să nu le dăm idei, da. Alo, bine zis. Ei pe acolo. Bună seara, vă ascultăm. Durerile sunt altele, dragii mei. Durerile sunt că toți din 90 și până acum nu m-au lătrat. Nu mai puțin. O să vă rog să dați puțin televizorul mai încet, ca să ne putem înțelege. Asta mă doare că am fost constructor și am fost și 40 ceva de ani. Așa. Și le spune pe toți să facă bine, să nu mai umble cu atâtea minciuni și cu atâtea salarii, când au fost la alegeri, toți au spus că se sacrifică. Cu ce se sacrifică? Se duc și se plimbă pe banii publici, pe banii oamenilor. Așa-i? De ce nu se spune? Că văd că nimeni nu are curajul să le spună treaba asta. Eu am curajul. Inclusiv domnul reședinte Bădescu. Eu aș veniți pe toți din 90 până prezent, să știți. Prezentați-o. Pentru că toți nu au făcut altceva decât pentru ei și fac. Prezentați-o. Vreau frumos să luați act de chestia asta. Și dacă e posibil, eu vreau să dau un interviu așa cum trebuie. Dar nu e posibil așa ceva, să-și bată joc de o țară ca o floare, cum am fost noi până în 90. Vă rog să vă prezentați. Și își bat joc așa într-o hal, fără de hal. De ce? Pentru că se lasă duși din azi, de americani, de francezi, de nemți, de nu știu mai care. Apoi ăștia veneau să rugau, domnule, din noi să le dăm, că aveam
vorba aceea, o industrie extraordinară de puternică. Până una alta, noi cam batem joc și noi de noi. Acum trebuie să ne ducem noi cu mâna întinsă, să ne dea ei ce vor și când vor. Nu știu, ar vrea să dau un interviu să audă toată lumea asta. Că văd că n-are curajul nimeni să spună. De unde sunteți? Nu am nimic din pentru la 67 de ani să fiți. Îmi pare rău de ce să distrugeți, s-a distrus țara, să topeze. Numai puțin, vă rog, să mă ascultați. Să topeze smola în încălzare. Numai puțin, vă rog, de unde sunteți, de unde ne sunați? Vă rog foarte frumos, nu știu cum să facem să facem o chestie. De unde ne sunați? De unde sunteți? Din Deva? Din Bunătoară? Să leagă toată lumea, să pună pe post să știe toată țara. Spuneți-ne numele și minciuni. Din ce localitate vorbiți, vă rog? De toți parlamentarii. Bun, vă mulțumim frumos pentru intervenție. Când o să avem o emisiune pe acest subiect, ce s-a întâmplat după anii 90, ați văzut, și l-am întrebat, nu a dorit, aproape ne-a ignorat, mai așa, bine spus. Bun, să ca să vă revenim, punem răspunde la o întrebare, așa n-ați spus nicio întrebare, v-ați plâns, doar asta știm și noi, toată lumea este conștientă că sunt necazuri mari și neajunsuri mari. Da, din păcate, da, cum ați spus și dumneavoastră, cu toții suntem conștienți, cei mai în vârstă probabil sunt și mai conștienți de oricum, ce a fost, ce este. Sigur. Exact, probleme sunt și din păcate mai sunt și astfel de situații în care oamenii sunt disperați, au ajuns în pragul disperării și chiar și aceste probleme de la bloc ne aduc în această situație. Bun, până o să mai vine autor, aia exact, cu administratorul asociației. Următoarea. Vă rog, numai puțin. În perioada în care a plouat și la mine în hol. Inițial am crezut că este o inundație de la vecina, de la etajul 4, dar și ea are aceeași problemă. Am anunțat administrația să verifice și să repare conducta pluvială. După mai multe zile a trimis pe cineva să repare la ultimul etaj. Cine este responsabil de daunele provocate și cine plătește reparațiile în apartamentul meu, dar și la ceilalți vecini? Haideți să începem cu această primă întrebare. Da, deci cine este da. De vină și cine trebuie să plătească? Bine, întrebarea mea este, adică întrebarea mea la acest text. El a anunțat, cel care a pus întrebarea, a anunțat asociația despre aceste necazuri. Trebuie să depună o contestație imediat la asociație, să înștiințeze că este defect acoperișul, că a plouat și că a fost inundat și că a avut consecințe nefavorabile, și daunele trebuie într-adevăr suportate de cine? Dacă este acoperișul spart, este un autor necunoscut, neimputabil. Este, probabil că ar trebui, fiind acoperișul și țeava de scurgere, sunt părți comune. Mai precizează faptul că am fost la administrație să întreb acest lucru și mi-a spus că noi vom suporta și reparația făcută la coloana pluvială. Noi fiind nici vorba de reparațiile, exact, oamenii. Da. Nici vorba de reparațiile provocate de infiltrarea apei. O să vă rog să-mi răspundeți pe scurt, pentru că mai avem un telefon. Bine, deci acoperișul și coloana de scurgere este parte comună. Trebuie întreținută și plătită de toți proprietarii, inclusiv cel care este păgubit. Pagubile interne și le poate rezolva, dar dacă și le-a asigurat. În caz de neasigurare, cu tot regretul, nu pot fi imputate celorlalți. Să plătească, sigur exact. Că da, sigur că da. Alo, bună seara. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Vă ascultăm. Aș dori să vorbesc cu domnul președintele de bloc, asociației de bloc. Sigur, vă ascultă și dânsul. E un Nedoara, vă spun. Spuneți. Lucrez un Nedoara, sunt... Aș vrea să întreb pe domnul președinte cum se dă corect la asociație metru de apă, metru întreg de apă, că dăm metru de apă întreg și ne bagă apă pe pușată, deci apă, pierdere de apă. Se dau și litri sau da, noi dăm metri cub și fără litri? Dați-mi voie. Ne bagă apă pe pușată, că tot. Vă rog să dați puțin televizorul mai încet să ne înțelegem mai bine. Da, pot răspunde, da? Vă rog. De regulă, cei care vin să citească... A închis. Dar pentru ceilalți. Ne ascultă, cu siguranță. De regulă, apa Produ, care citește contoarele de scară, nu lucrează cu zecimale. Noi am încercat să-i obligăm, dar nu vor. În schimb, apartamentele care raportează consumul
Eu i-am obligat pe colegii mei, de colocatarii mei și proprietarii la mine asociație să raporteze cu cel puțin 20 male. Metru cub are 1000 de litri, prima normal. Cifră sunt sute de litri, a doua cifră zeci de litri și ultima litri. Contorul are și zecimi de litru. Dar luăm în calcul primele două și să vă dau și motivația. Am 100 de apartamente. O să ne dacă diferența motivația... e de 0,2 metri cubi, ori 100 sunt 20 de metri cubi care n-are cine să-i plătească, decât tot... O să continuăm însă după câteva minute de publicitate. Da. Am revenit în direct, discutăm astăzi despre problemele de la bloc. Invitatul meu este domnul Leonida Căzenaru, secretarul Uniunii Asociațiilor de Proprietari din Deva. Și dumneavoastră, telespectatorii, puteți intra în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0354-738888. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. V-am întrerupt, domnule Căzenaru, înainte de a lua pauza de publicitate, telespectatorul nostru din Hunedoara, unde se pare că sunt destul de multe probleme la acest capitol. Și o să vă rog să vă continuați ideea cu aceste, cum se declară, de fapt, corect apa. Da, deci, repet, de la Apa Prod vine o factură, să zicem, cu 100 de metri cubi. Administratorul trebuie să culeagă informațiile, respectiv rapoartele de consum de la toate apartamentele, să le adune și diferența trebuie să o împartă tot pe proprietari după un criteriu care îl aprobă adunarea generală. Eu v-am dat un exemplu dintre multele. Deci poate fi o presupusă fisură în conductă prin care apa să scurge încet, încet, dar constant. E o pierdere constantă care nu poți învinui decât statului român și conducerea asociației. Bun, și cum că trebuie să declarăm corect? Corect este, corect este subsemnătură privată pe bază de răspundere proprie să se declare indexul citit la acea oră. Și dacă este citit în aceeași zi în care se citește și contorul comun pe scară, este foarte bine. Diferența scade foarte mult. Pentru că sunt mulți care nu sunt acasă, declară a doua, a treia zi. Da, se întâmplă. O zi înseamnă 30-a parte din consum, nu? Deci trebuie în aceeași zi. Și cât mai exact, că dacă eu ciupesc o fracțiune de metru cub, și acum, într-adevăr, de aici a plecat discuția, prima zecimală după metru cub, sunt sute de litri. Dacă, spre exemplu, sunt 10 apartamente cu 0,2 metri cubi, deci 200 de litri la fiecare, 0,2 ori 10 sunt 2 metri cubi. Cine îi plătește? Deci nu este corect. Trebuie cel mai bine să citim și să dăm mai multe. Dar este foarte ușor ce pentru e după virgulă. Că cele metri cubi sunt cu cifre cu culoarea neagră, destul de mari, și au cu o lupă să poți citi, iar celelalte sunt cu culoare roșie. Și a doua cifră este 10 de litri, care dacă pot fi, spre exemplu, 8 sau 9, sunt aproape 90 de litri. Deci nu-i tot una. Nu-i tot una, că se adună toate. Catarii se întreabă așa. De ce trebuie să plătim. Greșeala este că Apa Produ citește doar metri cubi întregi. Potrivând că luna următoare se face, vă rog, se regularizarea. Face sau dar nu se mai face. Dacă și noi citim la fel, vor exista diferențe din necitirea corectă. Deci, Mai avem un telefon. Mai avem un telefon. Alo, da. Bună seara. Bună seara. Sunteți în direct, vă ascultăm. De la Hunedoara. Vă ascultăm. Din anumite motive nu pot să-mi dau numele. Mă rog. Înțelegem. Vă ascultăm. Pentru domnul Căzenaru am o întrebare. Da. E vorba de acel bloc cu probleme mari de tot. Care, vă rog? Din blocul din acela turc. Dumneavoastră. Acum iertați-mă, nu mi-aduc aminte precis despre care este vorba. Din strada Mureșului? Ala, da. Asociația numărul 2A? Da. Vă dați și numele? Adică nu mai cer numele. Spuneți acum, spuneți să repede, numele. Da. Ei, problema care vreau eu să știu. Da. An de zile n-a fost cenzor. S-a angajat un cenzor acum vreo 3-4 luni de zile. S-a făcut control. La control, cenzorul a descoperit niște greșeli făcute de administrator
și a ținut actele un pic cam mult. Da. A refuzat să le returneze până când nu s-a făcut plângere la primărie și la poliție. Pentru acest lucru a fost suspendat de funcție de președinte și de comitet. Aveau voie să facă așa ceva? Vă rog, domnul Căzenaru. În mod legal se presupune că da. Dacă cenzurul a descoperit nereguli în activitatea financiară a administratorului, el avea datoria să facă un referat, să-l copieze în două sau trei exemplare, din care unul se predă obligatoriu la asociația de proprietari. Actele originale le putea ține la dispoziția lui, fără să le predea în prima lună, până la clarificarea cauzelor care au dus la cere nereguli. Nu normal ca cenzor avea dreptul să-l suspende inclusiv pe președinte printr-o raportare în adunarea generală, supunând la votul adunării corectitudinea conducerii asociației și cauzele care determină această propunere. Dacă infracțiunile constatate sunt grave, cenzorul avea dreptul să propună adunării generale suspendarea din funcția președintelui. Oricum, nu putea să țină la infinit actele acolo. Cam aproximativ o lună jumate. Da. Bine, să presupunem că administratorul îi trebuia registrul de casă în care să înregistreze cheltuielile și veniturile din curente. Se putea face acest lucru consemnând în registrul dat la control ultima înregistrare. Și se putea să înceapă activitatea pe un registru nou, trecând data și toate elementele necesare unui registru de casă. Nu era nicio infracțiune. El, ca cenzor, dacă a avut dubii și a constatat ilegalități, avea dreptul să facă acest lucru. Dacă s-a depus o plângere la poliție, cu atât mai mult, dacă s-a făcut. Și dacă nu s-a făcut, trebuia depusă plângerea. Dacă s-a depus plângere și la primărie și la... Acum și poliția are un timp de răspuns destul de mare, motiv pentru care plângerea trebuia depusă în mai multe exemplare, unul la asociație, unul la poliție, unul la primărie pentru serviciul locat, cum îi spune noi obișnuit, ca acțiunea să fie cunoscută de toți factorii de resort. Nu normal, primăria trebuia să ordone un control care să-l execute, fie un expert contabil, fie chiar personalul serviciului de control și îndrumare al asociațiilor din cadrul primăriei. Mai am o întrebare. Da. Ascultăm. În adunarea generală s-a stabilit repararea capitală a liftului. Da. Nu am fost la adunare, dar din cele discutate și aflate de la locatari, suma a fost de 138 de milioane și 500, cu tot cu cabină. După care acum s-a aflat că de fapt e 170 de milioane fără ca să mai fie anunțați locatarii. Președintele se bazează pe acea parte din lege care îi dă dreptul să angajeze, să facă lucrări, să facă, și practic nu întreabă locatarii decât o dată la un an sau la doi, prin adunări generale. Vă întrerup, iertați-vă, vă rog, opriți-vă aici. Președintele nu are acest drept. Orice lucrare de reparație capitală sau de orice fel de reparație se face cu acordul proprietarilor. El trebuie să ceară obligatoriu acordul tuturor proprietarilor pentru acest lucru, pentru că nu se face pe banii președintelui, ci doar pe banii proprietarilor. Și lucrarea trebuia cunoscută dinainte, trebuia contractată sau, mă rog, încercat la cel puțin trei furnizori și ales furnizorul care convine. Vă ascultăm. Problema este în felul următor, că s-a discutat în adunarea generală despre lucrare. Da. S-a stabilit un preț. Da. După care s-a umflat prețul la 170 de la 138. Trebuia din nou consultați proprietarii, pentru că ei plătesc. V-ați înțeles acum? Da. Orice lucrare trebuie făcută cu acordul proprietarilor. Și orice modificare suferă aceste înțelegeri între ei? Interesant este că am crezut foarte mult că prin schimbarea comitetului se va rezolva prin angajarea cenzorului. Rămân metehnele. Dar am rămas cu o impresie proastă, pentru că indiferent cine e în comitet, se lovește de
de o poziție generală și nu poți să treci de acel zid nicicum. Sub niciun motiv în acest bloc n-ai dreptul la cuvânt, numai cu amenințări. Procuratură, stați o clipă. De cine e constituit zidul? Comitetul? Da, și președinte. Iertați-mă, slăbiciunea este a dumneavoastră a proprietarilor. 20% dintre proprietari au dreptul să ceară o adunare generală extraordinară și să propună schimbarea conducerii. Și dacă nu puteți de unii singuri, trebuie să apelați eventual la sprijinul primăriei. Deși nici primăria nu se amestecă, pentru că este o problemă strict internă. Iar a doua, ultima întrebare care o am la dumneavoastră. Da. Am observat că în municipiul Hunedoara toți mai mult angajați ca administrator de bloc sunt angajați în primăriei. Da, cunoaște. Nu sunteți primul care spune asta. Eu nu pot să-mi dau seama cum li se acordă aceste atestate de administratori, pentru că vă dau un singur exemplu. Ei, angajații primăriei, sunt plătiți din banii contribuabililor. Au salarii care și răspund de anumite lucruri în primărie. Cum justifică ei banii din primărie pe salariile care le încasează din banii contribuabililor când se duc la tribunal să mă dea pe mine sau pe altul sau pe altul judecată că sunt rău platnic sau sunt alte probleme? Deci, în timpul serviciului, când este plătit acolo în primărie, el merge să rezolve banii asociațiilor și aici să închide subiectul. O altă problemă este că în acest bloc salariile, cu tot cu ceea ce se plătește din partea asociației, au fost afișate la 4.500.000 în mână pentru doamna administrator, iar domnul Cenzor a descoperit că de fapt totalul cheltuielor cu doamna administrator este de 8.160.000. Repet, păcat că cenzorul, dacă a constatat această ilegalitate, trebuia să anunțe de urgență comitetului și președintelui și să înregistreze referatul. Alo? Da. Domnul Căzănar, aveți dreptate aici, dar dacă comitetul este pe mână cu președintele, la cine să mai apelezi? Tot la dumneavoastră, v-am spus, 20% dintre locatari au dreptul să schimbe administrația. Ce să ne mai ne rugăm? Dacă sunteți convins că se produc ilegalități și nu e o noutate, nici da, primii... Dar trebuie să încercați să vorbiți și cu ceilalți vecini și dacă să nu, trebuie negreșit să faceți plângere la poliție și la primărie. Înregistrat. Mai nou. Da, trebuie. Mai nou. Da. Mai nou, pentru că cineva a făcut un tabel, a trimite la primărie și la poliție, am fost amenințați cu dare în judecată că asociația e bine, că firma e bine, că nu știu ce. Cine v-a amenințat? Din bloc, că vom ajunge în tribunal și... Deci în acest bloc nu se rezolvă nimic decât cu poliție, cu procuratură, cu amenzi, cu... Deci starea asta care este în bloc e din cauza amenințărilor care se fac din partea președintelui și a comitetului. Bine, iertați-mă că fac o comparație poate nefericită acum, dar una este când un părinte își amenință copilul că o să-l pună în genunchi sau să stea pe coș de nux sau să nu se dea de mâncare, dar aici e vorba de oameni. Și vorba aceea, cine e și președintele, sigur, ăsta președintele, până la urmă, da, nu? Sigur că da, înseamnă că e un cer vicios acolo care, 40 repet, de familii să aibă frică de dumneavoastră un care suportați totul, sunteți de vină, pentru că dacă se continuă în nesfârșit treaba asta, nu e bine, nu este bine. Revin din nou, aveți acest drept legal și repet, președintele nu este în puteri nici să facă asemenea lucruri. Are un statut, are o legea 230, este foarte clară, el răspunde de toată activitatea din asociație. A spus adineauri o problemă care este în toată țara. Într-adevăr, foarte mulți administratori sunt angajați la primărie, la salubritate, la apa prod, la diferite instituții. Diferite instituții. Și noi am sezizat la nivel central treaba asta că este un conflict de interese. Este normal că dacă lucrează la apa prod, interesul primar al administratorului este să strângă de urgență taxele și să le și ducă la furnizor. E adevărat că și aia e o datorie, trebuie făcută la timp și aia. Vă rog, ultimă precizare, pentru că mai doresc și alții să intre. Am o singură problemă și cu asta am încheiat. Vă rog. Domnul președinte, deși nu am mare cu el, nu sunt supărat, se bazează pe un singur lucru. În legea 230 există un oarecare paragraf care spune așa că președintele are dreptul să angajeze personal, președintele are drept să premieze și el ignoră locatarii. Are numai o gașcă lui pe care o adună când are nevoie și ceilalți care sunt corecți și vor să
să vadă anumite... Nu sunteți băgați în seamă. Sau asta sunt mereu amenințați. Da, dar vedeți, el are dreptul să angajeze, dar salariul nu-l poate stabili el, pentru că nu-l plătește președintele, îl plătește locatarii. Nu, stabilește probabil acea gașcă de care spunea telespectatorul nostru. Păi da, dar asta nostru trebuie dezvăluită și plânsă. Nu, trebuie reclamat această stare, de fapt, această stare. Nu e normală. Nu este normală. Am să fac o dezvăluire. Da. Am asistat la o discuție telefonică de la cineva din cadrul primăriei și un locatar. Și i-a explicat cam așa, vin la adunarea generală, deci cel din primărie, da, dar nu te atingi de salarii, pentru că noi locatari am cerut micșorarea fondului de salarii. Deci atunci când în primărie este cineva care îi susține, ce mai putem noi face noi 20%? Dar n-ați înțeles că administratorul, fiind salariat în primărie, este normal ca șeful ei sau cel care lucrează în primărie să-i țină partea? Era normal să fie așa, deși nu-i legal. Este și acesta un alt conflict de interese și o intervenție în viața asociației. Deci n-are dreptul, acest salariat din primărie n-are dreptul să facă această afirmație, pentru că dumneavoastră plătiți, dumneavoastră sunteți stăpânii asociației, nu un președinte în trecere, să zicem. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi pentru intervenție, o seară plăcută. Dumnezeule și... mare, Dumnezeule mare, câte se întâmplă. E trist. Trist, și tragic ce se întâmplă. Situație generală în toată țara. Aceste gâști de care spunea și telespectatorul nostru, da, nu știu cum și când vor putea fi stârpite. Numai dacă se introduce legea. Legea, pentru că fără lege se văd efectele. Înțelegeți? Într-adevăr, gașcă există peste tot. Dar dacă adunările se țin periodic, să există reclamații, există o coeziune între proprietari care sunt jecmăriți, pur și simplu. Ei trebuie să rezolve treaba asta. Dar dacă stau nepăsători, hai că unul e în scaun cu rotile, ăla într-adevăr nu poate, dar el poate împuternici pe vecinul lui să-l reprezinte și să ia de la el toate necazurile. Și să le reprezinte acolo, să le spună și să ceară explicații. Mai avem un ultim telefon din această emisiune. Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, pe sunteți scurt, vă rog. Sunteți cu problemele de la bloc? Da, sunteți în direct, vă ascultăm. Prea da, mult. Bună seara! Pe scurt! Și bine că m-ați primit! Nu vă supărați, sunt din Deva, locatara unui bloc din Deva. Am o singură întrebare. Dacă persoanele dintr-un apartament sunt plecate de mai mult timp din localitate, sunt obligate să plătească cheltuieli comune, deci administrator, femeie de servici și liftul. Doamne dragă, de mult sunt, timp plecate, ce înseamnă sunt că... plecate pe perioadă mai lungă de timp? Și plecați da. În totalitate, toți din casă? Sau unul, toți doi? Toți din casă, nu mai există nimeni. Deci de un an și ceva și tot am făcut reclamații. Deci la asociația de locatari. Am înțeles. Spuneți-mi, când ați plecat din localitate, din Deva, ați anunțat asociația că pe perioada da, de un an de zile... Da, asociația, da, s-a făcut cerere. S-a făcut când cerere. Când revin înapoi, să intre în drepturi cu totul. Exact. Plecat din Deva de un an și 7 luni. Bun, dați-mi voie să vă spun așa, există da. O categorie de cheltuieli care trebuie plătite oricum, chiar dacă nu locuiește nimeni acolo. Spre da. Exemplu, una dintre taxe este apa meteorică, apa de ploaie care cade pe acoperișul da, unui bloc da, și aia trebuie plătită și se adună. Da. Acum, normal că administratul nu o să fie, să zicem, exagerat, ca să vă pună majorări de taxe la asemenea cheltuială. Dar ea trebuie plătită lunar. Rămâne în contul dumneavoastră și când vă întoarceți după un an să plătiți această diferență. Ar mai fi problema de iluminatul pe casa scării, care se plătește după numărul de persoane. Dacă dumneavoastră ați declarat în scris că nu locuiește nimeni, 0 persoane, 0 lei. Da. Ar mai fi curățenia pe casa scării la care dumneavoastră de asemenea nu participați, dar în fața apartamentului dumneavoastră trebuie măturat. Nu se lasă acolo o porțiune nemăturată da. Care se adună mizerie și praf și muște și așa mai departe. Da. E, aici este la latitudinea adunării generale dacă vă impune să plătiți și această cotă parte din curățenie. Și liftul? Pentru că iar dacă liftul nu-l folosiți, normal că consumul de energie electrică pentru consumul și funcționarea liftului
nu se plătește de către dumneavoastră. Există o categorie de cheltuieli pentru lift care este obligatorie. Reparațiile capitale la lift se fac în interesul viitor, nu? Și în consecință, când vă întoarceți, veți beneficia de el. Acea parte trebuie să o plătiți. Da, verificare în fiecare lună să bagă. Nu e în regulă. De ce verificare în fiecare lună? Fiecare lună să bagă. Să plătește 130 de lei în fiecare lună. Femeia de servici, administrator, verificare la lift în fiecare lună. Deci 130 de lei pe lună în fiecare lună. Te le-am spus. O zis că asta e obligatorie până orice lege. Unde să... Nu, doamnă, nu au dreptate. Noastră trebuie să faceți o plângere către asociație și să o trimite și spre primărie, spre știință. Există serviciul Locato, care se numește acum Direcția de Asistență Socială DEVA. Da. Puteți să faceți plângerea și către noi, Uniunea Asociațiilor de Proprietari și Locatari. Notați, da? Uniunea Asociațiilor de Proprietari și Locatari, DEVA, UAPL DEVA. O trimiteți și noi. Deci e ceva abuziv. Apa o plătim. Aia și aia. Dar am spus, doamnă, apă... verificările la lift lună de lună, nu, de ce nu, să bagă? Nu, 5 lei. Abuz. Nu e atâta. Dar totuși, e 5 lei, dacă nu corect. Stă nimeni. Femeia de servicii, 5 lei. Cutare, 5 lei. Dă-o încolo. O zis că asta e obligatoriu de primării, de nu știu cine, de nu știu cine. Zic, eu o să mă interesez, dar zic că așa ceva nu se poate, doamnă. Vă mulțumim pentru intervenție. Abuzuri mari. O seară bună vă dorim în continuare. Cu dumneavoastră o să ne revedem în 2014, pentru că... Următoarea e ca de Crăciun, parcă, nu? Și deci nu se ține. Nu mai preluăm telefoane cu aceste probleme. Păi v-a spus să ne întâlnim în 2014. Să le urăm ascultătorilor și telespectatorilor noștri un an nou mai bun și să... Și cu mai puține probleme mai la blog. Probleme vor rămâne. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră telespectatorilor. Rămâneți în continuare alături de noi, pentru că urmează știrile Hunedoara TV, prezentate de Nicoleta Pârva. Eu vă doresc o seară plăcută tuturor. La revedere!